Ce înseamnă pentru dumneavoastră acești 50 de ani ai domnului regizor Dan Necșulea? 50 de ani poate însemna o viață de om. Și când vorbesc despre Dan Necșulea, spun că este un regizor de teatru, un regizor de televiziune și un regizor de film de ficțiune, cinema. Practic, domnul Necșulea a reușit în cei 50 de ani de carieră să parcurgă toate genurile și să dea filmului românesc un film important pe care noi îl vom vedea în această seară, e vorba de Tandrița Lăcustelor, să dea teatrului românesc niște dramatizări foarte interesante și mă refer la lucruri importante, cum ar fi Camil Petrescu, deci să readucă teatrul de bună calitate și nu în ultimul rând să înființeze o asociație foarte importantă de profesioniști în televiziune și an de an să aprecieze valoarea. Premiile APTR înseamnă valoarea televiziunii în general și valoarea media. Nașterea PTR-ului s-a făcut în vremea în care eu conduceam radio-televiziune. A fost o inițiativă admirabilă a lui Dan Necșulea și a Lucei Hosulongin și de atunci până astăzi văd că în fiecare an premiile APTR sunt o dovadă de chiar de generozitate. Televiziunea împarte cu alte televiziuni aceste premii și există în acest fel creată prin Dan Necșulea și de Dan Necșulea o lume a filmului de televiziune, documentar, de ficțiune, care este de bună calitate, de foarte bună calitate și trebuie acest lucru să-l spunem. Eu am semnat domnului Dan Necșulea această diplomă de excelență, maestrului Dan Necșulea, pentru 75 de ani de viață. Iar tu vei spune mulțumesc. În numele televiziunii publice am pentru tine o diplomă de merit. Istoria televiziunii române s-a scris și împreună cu tine și, așa cum am spus, în arhiva televiziunii române de aur rămâne semnătura ta. Aș vrut să pun așa un soi de etichetă asupra lui Schirr, un fel de rege al filmului de televiziune, prințul filmului de televiziune. M-am gândit că e bine să-i spunem maestru filmului de televiziune, poate, dar la mulți ani și să fii la fel de bun și generos. Ai fost o viață întreagă. Îți mulțumesc. Tandrița Lăcustelor este un film perfect din punct de vedere a tuturor componentelor estetice, dar în același timp este un film de o virulență absolut uimitoare. Să spunem despre marile opere în general, că sunt validate de permanența lor în timp. În cazul filmului Tandrița Lăcustelor, filmul devine cu fiecare zi a acestui an, din ce în ce mai actual. Vă anunț doar să așteptați cu sufletul la gură ultima secvență, care este efectiv genială, genială și prin punerea în pagină, dar mai ales prin cât de vizionare a fost. Întotdeauna i s-a spus șef. Cred că, în afară de mine și de mama, nimeni nu i s-a adresat vreodată altfel. Și după Revoluție? După Revoluție, nu s-a schimbat nimic. Dar și Luiza asta ține la tăvăleală, tu... Luiza e de clasă, dragă. Păi acum s-a ales praful, tu nu vezi? Păi acesta e guvern? Ăsta e președinte? Duceți-o, mă, cu lipsul să nu obosiți. Mă, tale, de unde ești? Din Dorobanții.
Știu. De pe Londrei. Te duci la el, îi dai ceva, ca de obicei, și spui să treacă toți banii într-un cont la New York, atât îi spui. Toți banii, mai puțin 2 milioane.